Legenda ne spune că un călugăr pe numele de Sumanatera a avut un vis. Acest călugăr era din Sukhothai Kingdom. În vis, i s-a spus că trebuie să se ducă în Pangcha și să caute un artefact. Sumanatera s-a trezit și a zis să-și urmeze vocea pe care o auzise în vis. S-a dus în Pangcha și a început să caute acel artefact. La un moment dat, a găsit o relicvă despre care el credea, era convins că e dovada vie a existenței lui Buddha. Ce găsise el? Găsise un os ce fusese al lui Buddha, un os din corpul lui Buddha. Acest os avea puteri magice, putea să dispară și putea să-și schimbe culoarea. Sumanatera, fiind evident foarte bucuros, a anunțat că se va întoarce în regat în Sukhothai Kingdom și că va da osul regelui. Regele, aflând această informație, a fost foarte fericit. Pe rege îl chema King Damarja. În momentul în care a auzit că Sumanatera va veni cu osul, Damarja a făcut o super petrecere, o dita mai ceremonie. Când Sumanatera a ajuns, i-a dat osul regelui, regele normal a vrut să vadă puterile, abilitățile magice ale osului. Doar că aceste abilități întârziau să apară, asta era problema. După ce a așteptat ceva timp, King Damarja, puțin supărat, i-a zis lui Sumanatera că poate să păstreze osul pentru că el nu crede că relicva este autentică. Regele Nunaone din Lanna, auzind de existența artefactului, l-a rugat pe Sumanatera să-i-l aducă lui. Așadar, în 1368, cu permisiunea regelui său, Sumanatera s-a dus în zona cunoscută acum sub numele de Lamphun, în nordul Thailandei. Când a ajuns acolo, osul s-a rupt în două. Partea mai mare a fost luată de rege și pusă pe spatele unui elefant alb, iar acestui elefant alb i-a fost dat drumul să fugă în junglă. Elefantul a urcat muntele Doi Sutep, iar în momentul în care a ajuns în vârful acestuia, a căzut lat, murind pe loc. Regele a interpretat acel eveniment ca fiind unul mistic și a ordonat construcția templului din spatele meu. Are you lost? Running circles around, always trying to fight the feeling, oh, but just falling down. Is it the end? How far away sounds. I've been howling, howling, never reaching distant ground, but I won't. Faptul că ai 15 km din Chiang Mai până aici, ca să ajungi sus la templu, trebuie să urci aceste trepte, care sunt în număr de 309. Avantajul mare pe care l-am eu este că atunci când am fost la Batu Caves, a trebuit să mă antrenez cu chestia asta, dar totuși, nu este un task foarte ușor, mai ales dacă vii aici într-o perioadă mai călduroasă, transpiri nebunești până acolo sus, deci, hai să mergem! Ești foreigner, trebuie să plătești intrare, e 30 de baht. Biletul meu este aici. Și acum, să văd în ce parte e mai bine să mă duc. Ca în orice templu unde merge aici, în Asia de Sud-Est, trebuie să respecti regulile. Una dintre reguli, și cea mai importantă, este că nu poți să intri încălțat. Two vloggers. Two vlog. Vlogging? How okay. How are you? What's your name? Good. Yanis. You? Yanis. Catalin. Where are you from? Catalin. So you're from Romania? Yeah, Romania. How do you know? I'm from Cyprus. Catalin, I have friends. I have friends there. Also, you've been vlogging. Ah, this is 70D. You know, okay. You know your fellow Casey probably as well. Yeah. Of course. So you've been vlogging for a long time? Not really. When we're traveling. Just when you're traveling? Okay. Okay. What's the name of your channel? No Romanians. The name of my channel is Mr. MR Doritis, Doritis. Check me out. I have 30 subscribers.
Okay, Ferdy, we have to help him. I'm going to put the name of his channel in the link below here, so go there and visit what they're doing, yeah? Okay. Wonderful. Cheers, man. Ați văzut cât de tare al doilea encounter random așa pe care l-am avut vreodată în viața mea cu un YouTuber. O chestie foarte tare. Hai să ne continuăm acum distracția și să intrăm aici în templu. Gândiți-vă cum trebuie să fie aici într-o zi în care este foarte multă lume sau este vreo sărbătoare ceva. Dar oricum arată foarte, foarte, foarte mișto templul ăsta. Did you give up when they shot you down? Always trying to fight the feeling. Numele original al templului este Wat Phra Tat, dar pentru că se află în vârful muntelui Doi Sutep, este cunoscut de turiști cât și de localnici sub numele de Templul Doi Sutep. Totodată, aici, pe muntele Doi Sutep, ai cel mai șmecher view pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Iar aici puteți vedea elefantul despre care ați auzit în micuța mea introducere. Iar acolo, în chestia aia, ar fi pus artefactul, osul acela, bucata aceea de os. În spate, cred că... Da, da, e scrisă povestea de care v-am zis și eu, doar că eu n-am luat-o de acolo. M-am pregătit de dinainte, am citit de dinainte, m-am documentat astfel încât să pot să vă dau și așa o oarecare, nu știu, micuță informație legată de istorie, deși nu este un domeniu pe care l-apreciez foarte mult, nu e un domeniu pe care l-am iubit foarte mult în liceu, dar călătorind încep să mă îndrăgostesc de chestia asta și începe să mi se pară interesantă. Istoria aplicată este interesantă. Concluzia mea este una singură. După ce te duci și vizitezi Angkor Wat-ul, este foarte greu să mai fii impresionat de vreo construcție religioasă de pe această planetă. Angkor Wat-ul e mama lor, e tata lor, e ce vreți voi. Aceste locuri sunt foarte mișto, sunt foarte frumoase, dar cred că ăsta este al 11-lea templu pe care l-am vizitat de când călătoresc aici în Asia de Sud-Est și nu mai au, cum să vă spun, nu mai au același impact. Da, când am fost pentru prima oară în Bangkok și am fost să vizitez acolo Wat Arun și Wat Po, dacă nu mă înșel, alea, pentru că erau primele temple pe care le vedeam în viața mea, erau foarte interesante. Dar după ce am văzut Angkor Wat-ul, e altceva. Dacă ajungi în Asia de Sud-Est, obligatoriu trebuie să mergi să vezi Angkor Wat. You give up when they shot you down, always trying to fight the feeling, oh, but just falling, oh, is it the end, or maybe the start, something you never thought could happen in a million stars. E de
destul de bună tehnica asta și cred că de acum înainte o să o mai aplic. Când vreau să filmez un anumit obiectiv turistic, templu, parc și așa mai departe, mă duc mai întâi fără cameră, mă plimb acolo, I enjoy the moment cum ar veni, mă uit, văd exact cum sunt lucrurile, după care mă duc acasă și îmi fac planul de filmare. Pentru că, uite, de exemplu, astăzi nu am făcut nimic altceva decât m-am gândit cum să filmez cadre, ce vreau să spun, ce vreau să spun cu povestea creată în acest video și așa mai departe. Nu a trebuit să stau să mă și gândesc la ceea ce văd, pentru că era pentru a doua oară când veneam în acest loc. Ok, acestea fiind spuse, ăsta a fost templul 200. Vă recomand cu căldură să veniți aici dacă luați decizia să vizitați și parte de nord a Thailandei. Eu vă spun că vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la videourile mele și nu uitați că vă iubesc. La revedere, pa, pa!